1980 cu orchestrele sinfonice, în 1984 cu orchestra de cameră, orchestrele cele mai mari din lume, de la London Symphony până la Baltimore, de la Detroit până în toate cele patru meridiane ale lumii, și atunci au început să curgă discurile de aur și de platină. Au fost 750 de milioane de discuri, ceea ce m-a făcut să fiu clasat pe locul 2 după Michael Jackson. Pe locul 3 au ieșit Elvis Presley și pe locul 4 a ieșit grupul Beatles-ilor. Am fost mândru că eram singurul latin și singurul care venise din această țară a României, mică, dar mare în suflet și ca spiritualitate, cea mai mare de pe mapa mond, și că cu un aiu românesc s-a putut duce vocea României și a poporului meu, pe care l-am purtat în inimă și în suflet în cei 55 de ani de carieră și de scenă. O văzusem pe distinsa noastră artistă și doamnă, Stella Popescu, într-o emisiune la televiziune, mai acum vreo lună jumătate, venită din periplul domniei sale din Australia. Și era în fața operei din Sydney, faimoasa operă. Și era mândră că este în fața acestei opere. Ei bine, noi cântam în anii 77, 78, 80, de trei ori am cântat în această operă, cu 3.000 de locuri, arhiplină, și am cântat alături de Zubin Mehta, de cei mai mari violoniști, cele mai mari orchestre, Zubin Mehta și Ehudi Menuhin, cei mai mari artiști ai globului pământesc, și drapelul României era arborat acolo printre celelalte țări participante. Și așa a fost istoria mea pe tot mapamondul. Între anii 1980 și 1995, muzica românească și numele meu a triumfat în Statele Unite ale Americii și era din 24 de ore și pe CNN, numai zanfir, zanfir, zanfir și zanfir. Și în magazine, și pe scările rulante, și la buticuri, și în măcelării, și prin subsoluri, și în garaje, numai muzica românească. Astăzi vă prezentăm un mic buchet de melodii populare. Vă mulțumesc! Domnul și domnilor, Gheorghe Zanfir!
Adrian a venit cu 10 minute înainte de a intra și dirijorul ansamblului Ciocărlia Marin Alexandru, fenomenal violonist. Costel Pandărescu, consăteanul meu, fiul celebrului acordeonist Vasile Pandărescu, un fenomen și un gigant al țambalului. Prodan, prietenul nostru de viață, pe care îl iubim și îl stimăm, de la Orchestra Națională Radio Dania. Și Virgil Iancu, acest suflet care ne este părtaș la toate turneele și concertele. Vă mulțumesc că ați venit. Și Costel Nichita, care este uriașul contrabasului. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnelor și domnilor, a fost Gheorghe Zamfir alături de orchestra.